Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro, eu sunt Cristi și astăzi vom configura un sistem nou nouz bazat pe ultimele procesoare de la Intel și aici mă refer la Coffee Lake. Aceste procesoare sunt generația 8 Intel iCore și vin cu câteva modificări, o să vedem imediat ce modificări pentru că este foarte important să știți. Haideți deschidem un browser, mergem pe PC Garage și o să mergem direct la procesoare. Aici este foarte important să filtrăm, pentru că știți foarte bine, sunt o grămadă de procesoare. Și aici la filtre vom folosi, bineînțeles, socketul, pentru că este foarte important și aici o să vă dați seama de o mică diferență între 1151 și 1151 V2. Este foarte important pentru procesoarele Coffee Lake, o să alegeți o placă de bază 1100, cu socket 1151, versiunea a doua, pentru că sunt diferențe între ele, chiar dacă socketul arată la fel, culorile de pe 1151 se potrivesc, procesoarele nu vor funcționa, deci putem să punem procesoare mai vechi pe socketul ăsta, nu vor funcționa bine, sau procesoare noi pe socketul vechi 1151 iar nu vor funcționa bine, deci pe scurt, pentru procesoarele Coffee folosiți socket 1151 versiunea 2. Acum foarte important de spus, sunt câteva schimbări în ceea ce privește procesoarele și nucleele și cache-ul și, da, mă rog, nucleele sunt mai importante. De acum, adică, haideți să vă spun înainte, i3-ul avea două nuclee cu hyper trading. da? Acuma i3-ul are direct patru nuclee fizice. I5-ul are 6 nuclee fizice, I7-le are 6 nuclee fizice plus hyper trading, deci s-au făcut schimbări pentru că cei de la AMD au venit cu foarte multe coruri și au început și cei de la Intel să mărească un pic. Aici, noi suntem interesați de un procesor, bineînțeles, destul de accesibil și vom filtra în funcție de preț, da? preț crescător. Și ne interesează cele două procesoare i3. Trebuie să vă spun că aceste procesoare sunt extrem extrem de bune pentru absolut orice înseamnă muncă desktop, chiar și niște editare grafică, absolut orice în afară de procesare video sau grafică video foarte intensă. Pentru gaming, pentru desktop, aceste două procesoare sunt extrem de bune. Procesorul ăsta este cel mai ieftin și vă sfătuiesc să-l luați. Dacă aveți un buget mai restrâns, merge și pentru gaming, e super ok, nu e nicio problemă, dar Ăsta ar fi cel mai bun pentru gaming pentru că are multiplicatorul deblocat și poate fi urcat până la 4,6 GHz, o frecvență foarte mare și se va comporta extrem, extrem de bine în jocuri. Deci acesta este procesorul gamerului cu buget sau gamerului isteț, dacă pot să-i spun așa. E în configurație pe site-ul nostru, o să vă pun ambele procesoare și îl cumpărați pe care vreți voi în funcție de buget, da? O să adaug în coș pe cel mai ieftin acum, ca să facem un sistem mai ieftin. Deci foarte important de specificat. Acest procesor are 4 nuclee, deci este un fel de noul i5, dacă putem să-i spunem așa. Haideți acum să luăm placă de bază și iar o să subliniez la placa de bază. Este foarte, foarte important la Coffee Lake să respecta socketul, deci 1151V2 este obligatoriu. Uh, o să mergem, bineînțeles, și o să filtrăm pe uh, soclu procesor. La placa de bază 1151V2, bineînțeles, aici o să dăm preț crescător, dar este prețul crescător și ne interesează placa asta. Cea mai ieftină e cea mai bună, bineînțeles. Glumesc acum, dacă vreți mai multe funcții de astea de fițe de marketing, puteți să luați și ceva mai scump, dar eu vă spun că asta este suficientă. Haideți acum să vedem ce are placa asta, pentru că ne interesează. Din păcate, în specificațiile astea nu ne dăm seama foarte bine mai ales când vine vorba de slotul acesta, nu știm sigur ce e. Și tocmai de asta vom intra pe site-ul producătorului. O să luăm de aici, o să copiem. Și o să dăm lipire și căutare. O să mergem pe Gigabyte. Și aici să vedem ce are placa asta, da? Așteptăm un pic să se încarce toate chestiile astea de aici. O să vedem care merge mai jos un pic, are HDMI, are USB 3.1, are Intel Gigabit LAN foarte bun, audio foarte bun iarăși, merge mai departe, smartphone o chestie foarte bună, puteți controla din BIOS ventilatoarele cum se mișcă, cum nu știu ce, mai departe avem opțiunea de oprire a ventilatoarelor atunci când temperatura este mică, iarăși o funcție foarte interesantă, ce, ce ne interesează pe noi este asta de mufa asta de stocare, M2-ul ăsta, să vedem dacă într-adevăr suportă și dacă ne uităm aici o să vedem că suportă NVMe, da? Este foarte important pentru că vrem să luăm un SSD de ăsta super, super rapid. În mod normal, SATA are o lățime de bandă destul de micuță, acest M2 are, merge pe 4 linii de PCI Express 16, pardon, PCI Express 3.0 și ă, asta înseamnă 32 de GB pe secundă sau mai bine zis 4 GB pe, pe secundă, adică 32 de GB pe secundă, hai că v-am zăpăcit de tot. Deci este un care pe care putem pune SSD-uri de astea ă, foarte, foarte rapide. Haideți să mergem înapoi, luăm placa de bază pentru că ne place, este foarte bună, o adăugăm în coș. Și acum mergem mai departe să luăm SSD-ul, bineînțeles, pentru că ne interesează foarte tare un SSD ultra, ultra rapid. Și aici o să mergem la filtre și mergem pe citire, hai să mergem pe citire și mergem la peste 2300 de MB pe secundă. Da? Și aici avem preț crescător, o să alegem acest SSD pentru că este foarte bun, Samsung 960 EVO, avem și alte SSD-uri, dar niciunul să-l bată la capacitate, da? Capacitate preț, are 250 de giga și are aproape același preț cu ăsta, da? Nu e aproape același preț, dar mă rog, e între astea două și este foarte, foarte, uh, foarte bun SSD-ul ăsta. Îl adăugăm în coș, viteză maximă de citire 3200 de megabytes megabyte pe secundă, da? Haide să intrăm un pic totuși pe el, să ne uităm. A, ah, dar ce să mai intrăm, că l-am băgat deja în coș, haide să intrăm de aici. Uh, și vedem că avem aici și uh, un Crystal Disk Mark și vedem la citire, avem uh, este un test făcut, avem 3030 și cu 1400. Deci viteză foarte, foarte bună, SSD-ul este ultra rapid. Uh, e și păcat să faci un sistem nou să nu pui un SSD sau chiar un SSD de ăsta foarte rapid. Acum haide să ne uităm după memorii, dar ca să fim siguri, haide să vedem cam ce suportă placa asta de bază, frecvență maximă pentru memorie. Și o să mergem aici în specificații, sau mai bine zis, mergem pe specificațiile pe specificațiile de pe site-ul oficial și vedem că suportă DDR4, da? Și frecvența, bineînțeles, cu overclock, 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 dar fără overclock suportă maxim 2000 Uh, 666, da? Uh, 666, da. Uh, Haideți să mergem înapoi și să căutăm niște memorii aici. <coughs> memorii, DDR4 am zis, da? Filtrăm, filtrăm, filtrăm. Haideți să filtrăm. Promoții, producător, produse de sigilate, frecvență, da? Haideți să filtrăm. 2666, da? este maxim suportat crescător Avem aici 4 GB, 8 Giga, da? O oh, frecvențe mari, prețuri mari. Deci prețuri destul de măricele. Hai să ne dăm un pic mai jos cu frecvența, că e prețul uh, destul de măricel Ștergem filtrul ăsta. Și băgăm uh, memorie de, hai să zicem, 8 GB capacitate. 8 GB, să vedem care e prețul. Prețul mult mai bun, a nu, hai să filtrăm și uh, tip DDR4 și după cum vedeți avem DDR4 la 8GB, a ah, diferența nu e chiar așa de mare, haideți să filtrăm mai bine pe 4GB că e cam scump ăsta de 8GB, 4GB foarte ieftină, o să luăm două de astea, da? a data. Puteți să merge și pe altceva, pe Kingston, pe Kingmax, ca să aibă o, să zicem, o compatibilitate mai mare. Eu am luat-o pasta la întâmplare. Cred că merge fără probleme, nu cred că trebuie să faceți probleme, frecvența nu e chiar atât de mare. Deci cam asta este. Haideți acum să luăm o sursă. Deci avem procesor, avem SSD, avem placă de bază, da? memorie. Haideți acum să luăm o sursă. Și la surse o să filtrez direct, vă recomand să nu mergeți așa oricum să cumpărați surse. În general este o idee bună să cumpărați o sursă bună și să o folosiți în mai multe sisteme de-a lungul timpului, pentru că o sursă bună o să vă țină foarte multă vreme. Eu aleg Sonic sau puteți alege dacă vreți și Corsair, da? dar aleg Sonic pentru că este o, o, sursă foarte bună, o marcă foarte bună care face treabă într-adevăr ca lumea. s 12 2 la 430 este suficientă sursa asta, dacă vreți puteți să o lua și ceva mai mare. Haideți să o luăm pasta de 520 să zicem, că e tot aceeași serie. O sursă care este foarte eficientă, eficiență 87%, o eficiență foarte bună, are certificare bronz. Haideți să o adăugăm în coș nu o să meargă foarte încărcată sursa asta pentru că în general procesorul ăsta nu este un procesor care consumă foarte mult dacă o să luăm și placă video tot așa nu o să consume foarte mult așa că e bună sursa acum am ajuns la 2290 de lei și sistemul este aproape gata în principiu am putea lua și o carcasă carcasa cred că o să o aleg așa la întâmplare voi puteți să vă alegeți o carcasă pe gustul vostru, bineînțeles gusturile sunt diferite, depinde de la persoană la persoană. Nu știu, haideți să luăm o carcasă simplă, Haideți să o luăm pasta, cea mai ieftină să zicem. Voi puteți să vă cumpărați absolut ce vreți voi, da? Nu, nu țineți cont de ce am băgat eu aici, eu am băgat că trebuie să bag o carcasă, da? De sistemul ăsta în principiu e funcțional, avem placă de bază, procesor, memorii, SSD, avem carcasă și sursă, funcționează fără probleme și prețul este de 2364. În, în acest sistem ați observat că am băgat procesorul Intel i3-8100, da? Dacă eu o să vă pun pe site-ul nostru, o să vă las în paranteză și următorul procesor dacă aveți buget mai mare și vreți să-l faceți de gaming. Dacă aveți buget mai mic, alegeți acest procesor pentru că are frecvența totuși bunicică, o să meargă în jocuri fără probleme și iarăși dacă vreți să-l faceți pentru gaming, acum vă recomand o placă video. Nu este obligatoriu să luați placa video dacă nu sunteți gamer, pentru că sistemul ăsta, o să vedeți că funcționează foarte bine, are ieșire DVI, ieșire HDMI și funcționează foarte bine fără niciun fel de probleme dacă nu sunteți gamer. Dacă sunteți gamer și aveți monitor 4K, adică unul din astea două, dacă aveți monitor 4K, trebuie să vă luați o placă video pentru că nu o să meargă pe placa internă. În primul rând, Portul HDMI de pe placa de bază este doar HDMI 1.4 și nu o să poată să vă ducă 4K la 60 de cadre la 60 de Hz, da, să zicem. Nu o să poată să ducă, așa că aveți nevoie de o placă video dacă aveți monitor 4K. Dacă nu aveți monitor 4K și nu sunteți cu gaming-ul, nu luați placa video, că nu o să aveți nevoie de ea. Dar dacă sunteți gamer, haideți să alegem o placă video. Haideți să vedem. Uh, la PC Garage aici văd că au o grămadă de filtre, chipset, producător, seria chipset. Haideți să mergem pe seria uh, mai, mai, mai finuță filtrarea nu avem procesor grafic. Mă rog, haideți să dăm așa. Nu. Seria GTX 1000, da? O, -o, 100, o grămadă de plăci. Sper să fie un filtru mai micuț, mai, mai, granular, să zicem. Seria e tot aia, procesor grafic, frecvență, procesor. Mă rog, haide să filtrăm așa. O să mergem, o să mergem, e de crescător și mergem în jos, în jos, în jos. Cred că știți, probabil vreau să găsesc un 1060, un GTX 1060. 1050, 1050, parcă, parcă ne apropiem, 1050, 1050, a, ah, uite aici 1060, a, ah, uite am mai găsit unul, uh, o să luăm pe asta, da, arată bine, 29 de comentarii de bine, înseamnă că o fi ok. Da, cred că este ok placa. Mergem mai departe, o adăugăm și pe asta în coș. Deci dacă sunteți gamer mergeți cu placa asta. Eu O să vă pun în paranteză și o să scriu pentru gaming. La fel și cu i3-ul ăla de 8350K. Ăla e cu un multiplicator deblocat și într-adevăr este altceva pentru gaming, dacă aveți un buget. Deci cam atât este sistemul, ăsta ar fi sistemul, să zicem, pentru gaming, dar haideți să bag în coș procesorul celălalt. Așa. Iar își filtrăm socketul. Și o să-l bag în, în coș pe ăsta, da? să vă arăt că sistemul, și o să-l scot pe ăsta, da? Ăsta îl țineți doar dacă e de Office sistemul. Îl ștergem de aici, să vedem cât e totalul. Deci totalul este 3700, deci ăsta vă spun este un sistem de gaming super, super bun. Deci nu o să aveți nicio problemă cu el, o să jucați absolut orice. Procesorul poate fi dus până în 4600 și overclock-ul se face foarte ușor la procesoarele astea, ca la cauri. Deci cam asta este, asta este sistemul. Dacă v-am spus, dacă nu luați placa video, haideți să vedem cât este sistemul, cu procesorul mai micuț și fără placă video, da? Mergem pe, iarăși pe, deci 1700, 3700 iese așa, și să vedem cu procesorul ăsta mai, mai ieftin și fără placă video, adăugăm în coș. Mergem, îl scoatem pe ăsta mai scump din coș. Și scoatem și placa video din coș. Deci fără, pentru Office, da? Office și absolut orice altceva în afară de gaming, sistemul este la 2364 de lei. O să vă las link înspre sistemul ăsta, care e acum, fără placă video, și jos o să vă las componentele astea, procesorul mai cu frecvență mai mare și placa video. Deci dacă sunteți gamer, le luați pe acelea, da? Deci renunțați la procesorul ăsta și luați pe acela plus placa video, dacă sunteți gamer. Cam asta este, asta este sistemul. Coffee Lake, încă o chestie foarte importantă, chestiile importante, i3-ul are de acum 4 nuclee fizice, i5-ul are 6 nuclee fizice și i7-ul are 6 nuclee fizice plus Hyper Trading, da? deci în, în Windows o să apară ca fiind 12 nuclee logice. Uh, încă o chestie iarăși foarte importantă, sochetul. Nu luați socket simplu 1151 da? pentru procesoarele Coffee Lake. Trebuie să luați 1151 versiunea a doua, v 2 E foarte important pentru că pinii pe socket sunt diferiți. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere!